În 30 minute avem activitate. Se duc bricheta, nu știu. Rozi! Rozi! Mă tot? Da, tu ești prost de buboi. Faci mie unghiile? Ha? O faci mie unghiile? Astea. Dar de ce ești așa? Nu știu, ce vrei să faci? Ce faci unghiile? Unde vrei să ajungi? Serios, spune-te-mă. O, cât v-am terminat. Dacă eu nu te cunosc, te cunoști nimeni. Ce? Ce ai zis? Dacă eu nu te cunosc, te cunoști nimeni. Dă-mi acetona, Alina, te rog. Păi dai, ții, serios. Nu-i frumos. Da, dar noi i-am zis, nu-i frumos față de fata asta. Petru, o salată vreau azi. Pește mai ai? Ha? Mi-am semnit, ce-l simțit ești, mă. Mai ai pește? Păstră. Vrei? E congelat sau e la frigider? Cum îl vrei? Nu mă tăși pe mine, pic. Ba da, dar stă bine chiar. Vrei să te-ți umți piel? Da. Cum e mică? Dar de ce faci din astea? Ce-am vă cum păi dacă o deranjează să fii preajma mea, nu mai veni încoace, nu mai stau unde sunt eu. Serios. Mă plictisesc. Și ce crezi, mă, că stai aici de plictisial? O enervezi pe fata aia de plictisiala ta? Du-te și stai enervat cu ea. Păi da, dar se enervează când stai cu mine. Adică ți se rupe că se enervează, da, din cauza ta? Dar eu n-am voie să glumez, n-am voie să fac nimic. Restricții. Dică? Lasă-l în pace pe Lică. Se simte amenințată, probabil, nu știu din ce cauză, cred că ea este în măsură să zică de ce se simte amenințată, dar... Da. Vrei să mă ajut ca să mă înțelegi? Două zile să stai liniștit, să-ți vezi de treaba ta, de combinația tale și de băgări tale în seamă, dar nu ți se pare că mă deranjează? Te-am rugat odată de 2-3 ori, dar făcut. Și-am făcut, gata, dar ce să-ți facă ție aia unghiile, nu înțeleg. Am fost o glumă. Dar te-am rugat, ți-am spus că mă deranjează. Bine, nu, gata, continui. Nu trebuie să urli. Păi nu urlu, dar mă deranjează. Vezi că aia te respinge și face ce trebuie. Tu de ce trebuie să te faci înseamnă? Am glumit și eu, nu, ce-am zis. Dar tu ești cu ea, cu ea, cu toată casa. V-am pus 2-3 glori, am zis dacă mă tund de atâta tot. Dar bine, la vrăjala am întrebat, nu, 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 nu. Și dacă ține vrăjala, te tunde? Nu, nu, fi serios. Păi, dacă ar fi sigură de sentimentele lui Ionuț față de ea, atunci nu ar mai fi geloasă, probabil. Hai, mai împacă-mă iară și după aia mai du-te și vezi, poate îți face și unghii de la picioare. Nu că geloasă, băi, tu mă iei pe mine drept maimuțoi. Cum? Ce atitudine, măi, băiatule? Te-am rugat să nu mai faci asta, pentru că, unu, se interpretează, să vede urât, doi, și trei, las-o în pace. Dacă vrea anturaj cu ea, du-te, ești liber. Întreabă pe Petrina, facem asta? Păi da, du-te, mă, dacă simți că o iubești și te iubește. Du-te, mă, băiatule, că nu te țin eu cu forță. Eu ți-am zis că ești singurul bărbat care mă cam subestimează așa. Întreabă, Petrona, facem asta de pe zeală. Spune că vreau să vorbim secret la duș. Petronela a zis și eu nu că vreau să vorbim secrete la duș. Nu ți-ai luat niciodată? Uite, aia i-a zis. Păi, ești, ești prost cu grămadă, băi. A zis că nu are secrete la duș. Deci îmi place. Ești cățuie. Și ești cățuie. Am iubire că glumesc. Gata. Nu mai. Ce nu mai faci, mă, că dacă te trimit acum să pui tabloul la locul lui acolo sus, tu îi mai spui ceva. Deci, Petru, nu-mi faci și mie unghiile, așa i-a zis. Petru, nu-mi faci și mie unghiile. Bă, tu ai să râzi până o să râzi. Mă duc să duc tabloul la loc. Zis și făcut cu o singură oprire, căci în drumul lui, surpriză, aceeași Petronela. Vezi că încurci persoana. Chiar deloc. Nu mai glumi cu mine. Chiar deloc. Petru, lasă piciorul. Nu mai mă trage. Să fie vorba despre un umor numai de ei savurat de dragul vremurilor bune. Uite, joacă-te cu Petronela, pe aia. Ce-ți mai place? Ce-ți mai place? Bă, ia uretul, dă-i drumul de aici, că eu vreau un bărbat pentru mine, mă, nu pentru toate.
tu nu înțelegi ce pui mie clasa de serios. Mamă, ce mă, mi-a ridicat adrenalina la maxim. Probabil că nu există siguranța aceea de care au nevoie în cuplu. Și probabil că de aceea apare sentimentul de gelozie. Dar este un lucru bun, pentru că înseamnă că să iubesc. Cum stau așa? Mai glumă, mai serios, niște măsuri tot trebuie luate să mai piară din raf. Ei făcut la spate ca și cum era la coafor, avea plete, știi, când le aranjezi. Băiale, de nu ți le atragi de mai zăpăci, băi, fata, niște glume acum, serios. Bă, de nu le atragi de m-ați zăpăci, pe cuvântul meu. Măi, ești prea aprigă, mă. Mă, tu ți le atragi singură, mă. Cum să nu vorbească, să o ocolească, să o sară, ce să-i facă? Mai se glumește, mai... Și eu am glumit, am zis că vreau să-mi facă Costi un masaj. Hai mă, lasă-mă că eu cunosc vrăjirile astea, lasă-mă, Doamne, iartă-mă, niște glume, chiar a fost amuzant. Păi și eu voi face glume, voi să glumești cu toată lumea. Când tu vei înceta cu atitudinea asta, vor înceta toate. Până tu nu vei înceta cu această atitudine, tu ți le atragi cum se duce albina la miere sau musca în general. Înțelegi odată. Dar și eu mă amuz uneori, adică nu e ca și cum, chiar le iau personal. Și tu înțelegi mai mereu. Tu le spui acolo, tocmai ca să-i mai bagi așa, pentru că ai cui să-i spui, ai cui, ai cu cine să te joci. Eu simt chestiile astea. Dacă tu ai simțit terenul slab la ea, pentru că e geloasă, dai, pac, mai bag un pic fitilul. Nu, pur și simplu, eu era toată lumea, a observat, eu stăteam aici, îmi făceam unghiuțele și el venea, adică el chiar se plictisea. Dar eu i-am atras atenția lui, pentru că am auzit-o pe Ale că s-a enervat și am zis, băi, nu-i frumos să o enervezi, adică atâta timp cât ea se enervează. Bine, tu nu trebuie să-i porți de grijă că se enervează. Da, da. Nu trebuie să... de grijă, dar ținând cont de faptul că suntem aici... Era pe antena Play, doamna. Dar ținând cont de faptul că suntem aici, am zis că chiar nu mai îmi doresc să apar în... Da, și mă, că ați fost chiar simpatici. Da, după ce ați fost simpatici, ce a fost simpatică și Ale după ce s-a enervat puțin, asta mă încolo de treabă. Da. În dragoste, nu trebuie să constrângi. Da? Libertate. Ionuț, nu mai primești rătușca pentru baie. Nu m-am